Orașul Târgu Neamț, situat în partea de nord a județului, numără aproximativ 21.000 de locuitori. Plecând de la ideea numărului redus al populației micului orășel, vrem să aflăm care sunt problemele cu care se confruntă locuitorii. Sunteți cetățean al orașului Târgu Neamț. Da. Spuneți-ne, dumneavoastră, cu ce probleme vă confruntați în acest oraș? Ce necazuri aveți pe care nu le puteți rezolva prin bunăvoința autorităților locale? Eu probleme nu am deosebite. Mulțumesc! Dar nu știu, cu colegii, cu vecinii dumneavoastră de la bloc sau... Foarte bine, cu vecinii, nicio problemă. Nu am. Mulțumesc Dumnezeu! Dar despre schimbările din oraș care au loc. Da, e foarte frumos, s-o lărzi strada, e frumos, e larg, e foarte frumos, îmi place. Asta da, da, e frumos. Deocamdată nu. Nu știu, de ordin administrativ, cu vecinii de la bloc sau dacă sunt probleme pe care nu le-ați putut rezolva prin bunăvoință. Restaurantul de aici așa, au în spate toate deșeurile, toate mizeriile care vin pe în fața blocului trec. Nu se ocupă nimeni de strângerea lor? Noi am vorbit de ianuari, dar nimeni nu rezolvă problema. Ați vorbit cu proprietarii? Proprietarul, da, da. Dar n-ați înaintat o plângere la autorități? La asociația de locatari am făcut plângere, dar nu s-o lua nicio măsură. De cât timp e situația? 2 ani, cred că. Așa de mult? Da, da. Vă dați seama că la restaurant sunt toate deșeurile, toate rezolvate. Nu ia nimic, nicio măsură? Toți spun că o să fac, o să rezolvi, dar nicio măsură nu s-a luat până acum. Am înțeles, mulțumesc. Restaurant și pentru șeful, dar asta este... Pentru mine asta ar fi. Nu mă deranjează nimica. Pe mine nu mă deranjează nimic de faptul că atâta timp cât am materii prime și dăm zi lumină, că la noi așa se lucrează, zi lumină, ca să terminăm cât mai repede, să nu ținem străzile încurcate. Nu avem deranj cu nimica. Că mai trec papagal și vorbesc, așa e altceva. Așa e trec. Ca cetățean al orașului Târgu Neamț, spuneți-ne cu ce probleme vă confruntați în acest oraș? Nu știu ce să... Dacă e ceva ce vă deranjează în mod special? Nu, 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 nu mă deranjează. Câine, vagabonți, vecinii de la bloc? Eu să stau la Humulești și nu sunt de aici, din zona. Da, da, aparține cartierul, din câte știu, cartierul Humulești. Dar câini la noi la Humulești nu prea sunt, deci nu, probleme așa mari. Atunci ce vă mulțumește? Mă mulțumește chiar totul ce am început să facă, domnul primar. Cu parcările, cu străzile, sengeratorul. Parcarea cu plata, vi se pare un proiect bun? Nu prea. Pentru că e un oraș destul de mic? Da, da, și sunt cetățenii care stau la blocuri și cred că trebuia să lese parcările așa cum erau înainte. Am înțeles că se vor face abonamente. Vi se pare corect să plătească abonament? Nu. Nu. Plătim destul de mult. La deci iată nemulțumire. Da, da, da. Ei, pe momentul mi-am dat seama. M-a luat prin surprindere și chiar nu mi-am dat seama ce să vă spun, dar cred că nu. Cred că nu. Nu-i corect. Nu-i corect. Orașul este foarte mic, foarte mulți șomeri, salariile sunt cum sunt și ca să mai plătim și o parcare chiar nu cred. Ce credeți că se vor face cu banii încasați? Unde se vor... Probabil tot pentru primărie. Tot pentru primărie, tot pentru oraș, pentru bunătățirea orașului, dar asta e. Astea sunt condițiile, astea sunt... Asta e viața. Mulțumim. Cu plăcere, o zi bună. Ce vă deranjează cel mai tare? Foarte mult mă deranjează. Cum ar fi? Am un pământ aici pe Vultu și nu am drum la el. Și m-am zis la domn primar și o să dau în judecată. Păi eu trebuie să cheltuiesc acolo 8 milioane de lei ca să-mi iei drum. Când mi-a făcut voda prostii, mi-a făcut cadastru cu 4 ani, mi-a dat drum. Acum mi-a închis alții. Din ce motiv? Cine le-a închis? Ce l-a închis? Niște vecini de acolo. Au dreptul? Da, nu au dreptul, că este drum pe acolo. L-au închis că o schi pământul lor. Eu n-am pot să mă bag cu dânsi și n-am pe unii cu scoate recolta de acolo. Și... Totul e ok, atunci spuneți-ne ce vă mulțumește. Nu știu, mă mulțumește faptul că orașul a devenit din ce în ce mai frumos și cam atât. Dar despre parcarea cu plată, ce părere aveți? O idee bună. Da. Aveți bani de plătit? Deocamdată nu am carnet. Și, dar da. Da, e bine. Ești cetățean al orașului Târgu Neamț, nu locuiești aici. Spune-ne, așa, ce te... Ce câștig iau eu? Ha? Ce câștig iau eu? Cine câștigă? Eu, ce câștig să iau? Păi unde muncești? Ha? Păi tu unde muncești ca să ai câștig? Unde muncești tu, de exemplu? Eu? Să găsesc un loc de muncă, aici n-ai ce faci.
Aici ce faci? Bagi mâna în buzunar la unul și caz și în pușcărie. Ce folos ăla? Păi de ce nu te interesezi de un post de învățătoare sau ceva? De unde? Că nu primești, adică... Carte ai? Nu. Nu am cărți. Și ce crezi că ai putea tu să lucrezi dacă ți-ar oferi cineva un loc de muncă? De muncă? Da, dar găsesc de muncă, muncesc. Dacă nu găsesc... Da, dar în ce domeniu? Unde? La cu mâna vânători. În ce domeniu? Ce ai putea să faci? Ca? Știi să gătești? Știi să speli? Știi să faci ceva? Dar cum să nu știu? Haine să spăl, să calcă haine, să colez cireșul, căpșuni, la câmp, la barabule, să dau cu sapa, cum să nu știu? Și te-a chemat cineva să ajuți la treabă? Care? Da, cum? Și ai fost? Da, dar n-am făcut în Bacău. N-am stat 4 ani de zi de zi și le-am făcut. Deci să înțeleg, tu îți dorești un loc de muncă. De ce nu te prezinți la autoritățile locale să le spui că vrei un loc de muncă? Ai fost? Am fost, dar este ajutor, este. Și zici, te duci acolo, unde ești, unde ești tu. Da, și ne-a dat de muncă. Și dacă tu ești din comuna Vânător Neamț, la Târgu Neamț ce faci pe stradă? Ce faci? Mergești tu 10 lei, mai faci tu 50 de mii, mai departe, dacă îți dă omul, dacă nu, nu. Cu cerșitul? Da. Și cu altceva? Hă? Altceva? Cu altceva, dacă găsești ceva de muncă, atât. Da, dar știi ce poate să omul sare aici? Dacă deja Buda care aici, are trebuie să are aici, minte. Niciuna. Este totul ok? Vă mulțumește totul? Da, da, da. Ce părere aveți de schimbările din oraș? Ar trebui mai multe locuri de parcare. Și de... Să funcționeze toate semafoarele, ar fi minunat. Înțeles. Dar taxarea care s-a introdus pentru parcări? E foarte bine. Foarte bine. Ce venit aveți? Vă permiteți să plătiți? Eu nu am mașină. E foarte bine că nu aveți mașină. Dacă ați avea, cum ar fi? Păi aș plăti. Dacă aș vrea să parchez, mi se pare normal să plătești. Orice serviciu se plătește. Mulțumim. O zi bună. Da, nu mă ne mulțumesc nimic. Totul vă mulțumește? Totul roz? Ce părere aveți despre schimbările făcute în oraș? Sunt foarte bune. Foarte bune. Da. Iar introducerea taxei pentru parcare? Cred că e bună. Nu văd să eliberă parcarea. Ce venit aveți? Vă permiteți să plătiți? Da. Mie îmi place foarte mult orașul. Am înțeles. Dacă îți place atât de mult, consider că ai un viitor aici? Nu. De ce nu? Pentru că este foarte mic și pentru ceea ce îmi doresc eu, nu o să am un viitor. Dar ce-ți dorești tu să faci? Păi nu, știu, și eu aș vrea să fiu un jurnalist sau mă gândesc ceva cu limbi străine, să plec în afară. Să pleci în afară? Majoritatea tinerilor visează că în afară totul e mai frumos. De ce? Ce crezi că ai putea să faci acolo? Nu știu, dar mi se pare că este alt fel de mentalitate, o alt fel de viață și aș vrea să încerc mult. Câți ani ai și în ce clasă ești? 17 ani, am terminat clasa 10-a. Despre schimbările din oraș, ce ne poți spune? Nu știu, eu nu prea mă interesez cu chestiile astea, dar îmi place, e foarte frumos. Părinții tăi au mașină? Da. Spune-ne, ce părere au ei despre parcarea cu plată? Nu au văzut, nu știu, o să-i întreb. Ca cetățean al orașului Târgu Neamț, spuneți-ne dacă aveți vreo problemă cu care vă confruntați. Deocamdată nu, până acum, momentan. Nu vă deranjează nimic? În schimb, mizeria. Mizeria din oraș? Da, atât. Și schimbările care au loc în oraș vă plac? Da. Dar ce părere aveți despre taxarea parcării din centrul orașului? E bună, totuși e mai lejeră față dinainte. Ce venit aveți? Vă permiteți să plătiți de fiecare dată când parcați? Câteodată, da, câteodată nu, depinde de banii care am la mine. Da, când nu pot, nu parchez acolo. Și unde o să lăsați mașina? În fața blocului, la mine. Ca cetățean al orașului Târgu Neamț, vă confruntați cu vreo problemă? Nu. Totul e roz? Tot e bine. Nu vă deranjează nimic? Nu sunt de aici, sunt din Pașcani, dar lucrez la Târgu Neamț. Eu îți mulțumesc de toți oamenii. Și despre parcarea cu plată, ce părere aveți? Nu știu, nu mă pricep la parcare. Ca cetățean al orașului Târgu Neamț, aveți vreo problemă cu care vă confruntați? Este ceva care vă deranjează, vă nemulțumește? Sărăcie. Atât, da. Și mizere. Încolo n-am altceva. Ce credeți că ar trebui făcut și cine e vinovat și cine ar trebui să ia măsuri? Vinovat nu știu cine este, dar problema este că este foarte multă mizere, sărăcie, vinovat sunt toți cei de sus. Atât, da. De la conducere? De la conducere. E ceva normal.
Și despre parcarea cu plată care s-a înființat pe strada mare, ce părere aveți? Este normal, este normal. În ziua de azi totul se plătește. Mai avem un pic, plătim și aerul. Asta este România. Mulțumim. La revedere!